deci este și partea asta de depresie de iarnă sau toamnă-iarnă și depresie de vară. Acea de vară este mai puțin cercetată, pentru că cumva acolo au simptomele comune din depresie, dar nu este atât de evidentă. Când în depresia de toamnă sau iarnă, deja avem alte criterii, adică nu că alte criterii de depresie, că le avem în comun cu acelea de depresie, dar avem lumină vara, dar iarna nu avem. Da? Sunt anumite evenimente vara care nu sunt iarna, cum ar fi întâlnirile, și apoi mai sunt și niște evenimente care sunt asociate cu momente triste, care pot declanșa și apoi să se transforme asta într-o depresie de iarnă. Dar important de știut că asta nu e o simplă tristețe, nu este stresul cauzat de sărbători, că putem fi stresați de sărbători, ne îngrijorăm, o să ne reușească, unde ne duci, cum pregătim, vin, nu vin neamurile, și apoi pe fond de stres putem să fim epuizați și să fim puțin triști. Tristețea aceea nu e depresie. Deci trebuie să întrunească criteriile din depresie. Și este un diagnos stabilit de medic. Deci exact. Nu ne punem noi singuri această diagnoză că avem depresie de toamnă, da? Avem, așa ne tentează să ne punem depresie, pentru că poate că e și la modă, poate că și ne dă o certitudine, o claritate ce se întâmplă cu noi, dar nu orice tristețe e automat depresie.